Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a doua. Vă rog mai întâi să vă abonați și apoi să deschideți acest manual la pagina 36. Dacă nu aveți manualul, vă rog să faceți o captură de ecran ca să aveți în fața voastră paginile pe care le lucrăm. Chiar dacă nu lucrați la școală din acest manual, este foarte important să lucrăm împreună exerciții ca să învățăm mai multe lucruri decât știm deja. Noțiunile sunt la fel în toate manualele, doar textele diferă. Descoperă într-un sau într-o. Observă imaginile și completează spațiile libere ca în modelul dat. Într-o barcă, într-un copac, într-un pahar, într-un acvariu, într-o casă sau într-un castel, într-o carte. Exercițiul 1 te la exersează. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre următoarele grupuri de cuvinte. Într-o seară. Într-o seară m-am plimbat în parc împreună cu mama mea. Într-o vară. Într-o vară minunată am fost la mare. Într-o curte. Am văzut într-o curte curcani albi și curcani mov. Într-un picior. Surorii mele îi place să sară într-un picior. Într-un parc. Într-un parc vezi o grămadă de flori multicolore. Într-un măr. Într-un măr am găsit un viermișor. Reține cuvintele într-o și într-un să scriu întotdeauna cu liniuță de unire. Exercițiul 2. Completează spațiile libere cu într-o sau într-un. A. A pierdut telefonul într-un loc aglomerat. B. Am avut un vis ciudat într-o seară. C. Cred că vom merge după ciuperci într-o pădure. D. Într-un an sunt 12 luni. Exercițiul 3. Caută în textul puișorii adaptat după Emil Gârleanu cuvinte potrivite pentru a completa schemele de mai jos. Într-o toamnă, într-o primăvară, într-un cuib, într-un copac. Exercițiul 4. Alege varianta corectă, apoi transcrie propozițiile în caietul tău. Într-o zi de toamnă, stolul a zburat. Într-un stol se află mai multe rândunele. Pe pagina de alături întâlnim, dragii mei, o lecție care se intitulează Poveste de toamnă. Era o toamnă frumoasă. Murele erau coapte, nucile erau gata, iar șoarecii din desișul de muri erau extrem de ocupați. În fiecare dimineață ieșeau pe câmp să adune semințe, fructe de pădure și rădăcini. Le duceau într-un loc minunat, magazia din Buștean, unde le puneau la păstrare pentru iarna care urma să vină. Lordul Chițofor ieșise afară de vreme cu fiica sa, Crinuța. Stai lângă mine și ai grijă să nu te rătăcești, îi spuse el în timp ce mergeau încetişor pe lângă tufele de mure. Coșul era aproape plin. Când apăru bătrâna doamnă Licăriș, Vă căutam, zise ea, se apropie vremea rea, o simt în oase. Trebuie să terminăm cu recolta înainte să înceapă ploile. Exercițiul 1 scrie titlul textului. Poveste de toamnă.
Autorul: Jill Barclay. Personajele: Șoarecii, Lordul Chițofor, Crinuța, Bătrâna Licăriș. Exercițiul 2 răspunde la întrebările de mai jos. În ce anotimp se petrece acțiunea? Acțiunea se petrece în anotimpul toamna. Unde locuiesc șoarecii? Șoarecii locuiesc la câmp. Ce adună aceștia în fiecare dimineață? În fiecare dimineață aceștia adună semințe, fructe de pădure și rădăcini. Când trebuie să se încheie recolta? Recolta trebuie să se încheie înainte de a începe vremea rea. Exercițiul 3. Transcrie în caiet din textul dat un grup de cuvinte care să conțină într-un. Într-un loc minunat. Un cuvânt cu litera Ă. Toamnă, altul este frumoasă. Un cuvânt cu litera Ă din I. Ia să vedem, că eu nu prea am văzut aici. Încetişor. Exercițiul 4. Numerotează enunțurile de mai jos în ordinea în care se petrec întâmplările din textul Poveste de toamnă. Toamna a ajuns în desișul cu muri. 2. Lordul Chițofor și Crinuța ies afară de vreme la cules de mure. 3. Lordul Chițofor îi spune Crinuței să aibă grijă să nu se rătăcească. 4. Doamna Licăriș atrage atenția asupra faptului că vremea rea se apropie. Dragi copilași, vă mulțumesc că ați participat la acest curs. Dacă v-a plăcut și ați înțeles exercițiile, lăsați un like. Nu uitați să vă abonați și vă amintesc că pe acest canal găsiți lecții de limba engleză și lecții de limba română. La revedere!